Președintele Sindicatului Liber din Învățământ al județului Călăraș, profesorul Aurel Bogatu, ne-a vorbit despre necesitatea modificărilor legale în ceea ce privește prevenirea și sancționarea actelor de violență în cadrul unităților de învățământ. O parte din elevi, părinți și chiar sindicaliști din învățământ au respins modificările legislative propuse, motivând că profesorul are un avantaj în fața elevului și poate gestiona o situație violentă. Ce ne puteți spune despre noile modificări legislative? Ați atins un subiect delicat în continuare. Al doilea subiect delicat, un subiect care ne-a preocupat și ne preocupă în continuare. Ar putea fi vorba aici despre câteva inițiative ale federației noastre care vizează buna funcționare a sistemului de învățământ. Când spun acest lucru, mă refer la faptul că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a avut o inițiativă prin care se prevedea dreptul la protecție a cadrelor didactice vis-a-vis de actele huliganice, de agresiunile verbale sau fizice ale diferitelor părți, fie a părinților, fie a elevilor. Această lege de protejare a cadrelor didactice a fost votată în Parlament și a mers la promulgare. Și surpriza cea mai mare este faptul că înainte de promulgare a fost contestată și s-au adresat președintelui țării câteva facțiuni de populație care nu sunt mulțumiți de această lege, respectiv elevii, respectiv părinții, respectiv, și aici surpriza cea mai mare, cealaltă federație din sindicat, Federația Spirul Haret. Ne punem întrebarea firească. Dacă noi dorim desfășurarea unui proces instructiv, educativ, în siguranță, un câmp al educației de care nu are voie să se apropie alte persoane, de ce s-ar opune? De ce elevii s-ar opune? Pentru că nu este îndreptată împotriva elevilor, este îndreptată împotriva huliganilor care, poate ați văzut și dumneavoastră, este de notorietate. De altfel, Ministerul a făcut un sondaj la nivel de țară în ultimii ani, 70.000 de cazuri de agresiune ale cadrelor didactice, de loviri ale cadrelor didactice, de agresări verbale. Am întâlnit elevi care persiflează cadrele didactice, fie pe cele tinere, fie pe cele mai în vârstă, care pur și simplu te trag de mânecă, de fustă, de pantalon, îți iau catalogul, îți adresează cuvinte jignitoare. Numai împotriva acelora care tulbură actul educativ este îndreptată această lege. Și nu mă interesează pe mine că un elev are o nemulțumire ilegală, pentru că el este nemulțumit de nota care să îi se acordă. Pe mine mă interesează să fiu corect cu el, pe mine mă interesează să-i adresez. Știți că nu am voie să îi adresez nici cuvinte jignitoare, nu am voie să țip la el, nu am voie, Doamne ferește, să-l ating. Da, sunt de acord, pentru că și acel profesor care procedează așa trebuie să fie sancționat. Dar nici elevul nu trebuie să fie lăsat în plata domnului să facă ce vrea în școală. Există un regulament, un regulament pe care copilul, elevul, trebuie să-l respecte. Și atunci, dacă se respectă regulamentul, nu avem nicio problemă, nu suntem în conflict. Sau părintele, au fost numeroase cazuri când părinții au fost nemulțumiți de notele acordate și au venit să ceară socoteală profesorilor. Au fost cazuri când mama unui copil a venit și a bătut o învățătoare în fața întregii clase. Au fost cazuri când părinții, la noi în județ, la noi în școală, părinții s-au luat la bătaie. Școala trebuie să fie un teritoriu al educației, nu să fie un câmp de luptă pentru alți oameni care vin să-și facă ei dreptate. Intră școală, au fost profesori care au fost înjunghiat cu cuțitul. Ce se întâmplă? Așteptăm să moară cineva ca să luăm o măsură?
Și culmea care este? Elevii n-au înțeles? Părinții nu au înțeles? Și cealaltă federație sindicală? Oare noi vrem să luăm apărarea membrilor de sindicat, profesorilor și celelalte categorii de personal din învățământ care funcționează, care desfășoară activitatea? Nu făcută pentru altcineva. Nu să avem avantaje. Nu avem niciun avantaj. Nici salarial de niciun fel. Dar cum au modificat sindicaliștii acest refuz? Care sindicaliști? Din cealaltă federație. Din cealaltă federație. Faptul că nu au sunt contestat la curtea constituțională. Au contestat considerându-se că, și aici sunt total surprins, că profesorul are un avantaj în disputa cu elevul. Stai puțin, dar noi nu suntem acolo să avem dispute. Cum să am eu dispută cu un elev care se încadrează în regulamentul școlar, care este disciplinat, care răspunde chemărilor și solicitărilor profesorilor? Nu! Solicitările nu sunt aiurea. Nu sunt introduse după bunul plac al profesorului. Există un regulament școlar. Și atunci, ce avantaj să am eu? Eu nu am o dispută cu acel elev. Eu am o relație de muncă, de colaborare, desfășor procesul instructiv educativ. Respectiv, unul predă, unul recepționează, se face evaluarea și pe urmă, fără discuție, în urma evaluării, poți să fii mulțumit, poți să fii nemulțumit, ai dreptul să contești, să-ți explice de ce, dar nu să te duci să-i ceri socoteală, să le iei de guler, că de ce ai primit acea evaluare. La un nivel scăzut, la un nivel pe care nu îl accepți. Deci noi nu suntem avantajați. Mai mult decât atât, mergând pe firul întrebării dumneavoastră, cu referire la părțile de legalitate și de legislație în devenire și cele care sunt existente, vreau să vă spun că tot federația noastră a propus în urma legii 220 promulgării și publicării în monitor oficial a legii 221, cea cu referire la scăderea numărului de ore din sistemul de învățământ la primar, la gimnazial și la liceal, reducerea orelor, deci este o măsură hirupistă, o măsură care vine să vai de mine, extraordinar, într-adevăr, învățământul este încărcat acum, copilul este supraaglomerat. Într-adevăr, trebuie redus acest program al copilului la școală. Dar, înainte de a face acest lucru, trebuie să faci o evaluare a situației, trebuie să analizezi ce se întâmplă cu catedrele care sunt în derulare. Iată, acum fac paranteză și vin la lucrul acesta, planurile cadru nu s-au modificat. S-au făcut exact acum, în perioada aceasta, încadrările în școli pe planul cadru deja existent. Automat, profesorii au fost înscriși în fișa școlii. Merg, dacă se aplică această lege 221 de la 1 septembrie, merg profesorii la școală și se trezesc, nu mai iau catedră, deși ei au fost angajați. Ce se întâmplă cu acei profesori? Într-adevăr, trebuie analizată și măsura care s-a luat acum, iar s-a luat după ce s-a făcut încadrarea, respectiv analiza care s-a făcut, analiza publică, referi un sondaj public în legătură cu ce discipline trebuie scoase din sistemul de învățământ obligatoriu. Stați puțin! Ăsta este atributul specialiștilor în educație. Părintele nu poate să fie decât subiectiv. Nu are competență în a analiza ce materie trebuie scoasă. Ce materie trebuie să aibă ore mai puține? Ce materie trebuie să aibă ore mai multe? Ce materie trebuie introdusă? De așa manieră încât programul copilului să fie foarte bine încadrat în posibilitățile fizice și intelectuale ale lui. În situația aceasta,
chiar profesorii, practic, se ajunge la o dispută între profesori. Profesorul de geografie spune, nu, domnule, scădeți de la matematică, reduceți de la matematică numărul de ore. Altul spune, nu, domnule, reduceți de la limba română. Nu, domnule, reduceți de la istorie, de la desen, de la educație fizică, reduceți. Deci nu sunt persoane abilitate să facă acest lucru. Ori lucrul acesta nu s-a făcut în prealabil înainte de a se publica planurile. De acord cu sondajul acesta, dar înainte trebuia făcut. Sau de acord să se facă acum și n-ai cum să faci aplicarea de la 1 septembrie. De asemenea, programele școlare au un conținut încărcat. Trebuie să perii programele școlare, să vezi ce cantitate de materie trebuie eliminată, după care să vii, să faci, să diminuezi numărul de ore pe discipline și, într-adevăr, atunci și posturile și toate erau încadrate. Dom'le, asta este un program făcut de specialiști. Nici elevul să dă și libertatea elevului de a-și alege. Păi ce ziceți dumneavoastră? Dacă un elev cu părintele lui nu suportă matematica, eliminăm matematica? Doamne ferește! Eliminăm limba română? Dom'le, nu, trebuie la limba română să... Este extrem de importantă. Cum se elimină? Ce se elimină? Istoria? Necunoașterea neamului? Cum putem să eliminăm? Și atunci, toți specialiștii trebuie să vină să facă o analiză pertinentă pe situație și să vină cu propuneri specifice. Tot în ideea de a sprijini legea 221, dacă se vrea în mod deosebit aplicată de la 1 septembrie, este și propunerea federației noastre de a se reduce numărul de elevi la clasă. Mai fac o paranteză să vă spun. Cunosc situația din Africa de Sud, când aud de lumea Africa de Sud, acolo unde sunt vaite ei, săraci. Am întrebat-o pe fiica mea, câți elevi sunt în clasă la fata ta, clasa a treia? 26, mi-a răspuns. A, păi am spus eu, dacă sunt 26, înseamnă că aproape ca la noi. Da, dar 26 de inși sunt împărțiți pe 3 grupe, câte 7-8 copii în grupă, după nivelul de dezvoltare, competență, pricepere, nivelul de asimilare a cunoștințelor de până atunci, cei mai buni, mai buni și cei care urmează cu recuperarea. Ei, și cele 3 grupe sunt însoțite de asistenți. Nu învățătorul lucrează cu cele 3 grupe. Învățătorul lucrează cu prima grupă, cu un asistent, a doua grupă un asistent, a treia grupă un asistent. Învățătorul trecând pe rând pe la fiecare grupă. Iată cum se lucrează acolo, într-adevăr, dar pe grupe și mult mai bine. În momentul în care noi am solicitat reducerea numărului de elevi la clasă, în ideea reducându-se numărul de elevi la clasă, și mai facem încă o clasă, nu mai avem problema cu restrângere de activitate pentru profesori. De asemenea, s-a propus ca norma didactică să fie, în norma didactică să fie introdusă orele de predare, norma didactică de predare, orele de predare, orele remediale, pentru că trebuie să faci cu acei copii, să lucrezi cu acei copii care au rămas în urmă, care au nivelul de cunoștință asimilat mai mic, de asemenea, cu excelența. Copiii care sunt foarte buni, cum ați spus mai înainte, de grupele de la, din Africa de Sud. Așa ar trebui să se facă dacă vrem un învățământ de calitate, dacă vrem, într-adevăr, să facem o reformă reală în învățământ, care să fie în interesul copilului, pentru copil. Nu facem reforma pentru noi. Nu facem reforma de dragul reformei pe care s-o impună ministerul sau altă instituție. Da, cu specialiștii de la educație, cu
cu specialiștii din psihologie, din care să ateste capacitatea unui copil de a face față programului încărcat sau mai puțin încărcat. Atunci putem să facem într-adevăr o reformă reală. Și atunci fiecare profesor nu ar mai avea de comentat vis-a-vis de numărul de ore pe care îl are disciplina fiecăruia. Argumentele științifice trebuie să stea la baza tuturor analizelor și punerii în practice a acestor legi. Și să merg mai departe ceea ce ați întrebat dumneavoastră cu legislația și cu punerea acesteia în aplicare, să vă comunic faptul că, așa cum probabil v-ați învățat cu noi, suntem cel mai mare sindicat din învățământ din județul Călăraș, suntem sindicatul care a avut cele mai multe procese pe drepturi în instanță, în numele și pentru membrii de sindicat. Iată, și în acest moment avem pe rol 4 procese și nemulțumirea mea și a colegilor mei este de faptul că aceste procese tergiversează timpul, termenul se mută permanent. Mă rog, acum sunt subiectiv spunând că este o chichiță pe care instanțele, magistrații au găsit-o, au nemulțumirile lor evidente pe care eu nu sunt abilitat să le apreciez, dar în loc să se judece, pentru că la noi există de mult această nemulțumire, în loc să se judece, s-au prorogat termenele pentru judecarea acestor cauze. Respectiv, este vorba și să vă spun, cred că o să zâmbiți, despre un proces pe care noi l-am câștigat în numele membrilor de sindicat în 2009, în 2008-2009, și vă imaginați, sunt 10, 11, 12 ani de când acest proces câștigat nu a fost pus în hotărârea, nu a fost pus în aplicare, și mergem să ne judecăm acum. Cine are dreptate? De unde să vină banii? De unde? În măsura în care ministerul a acordat acești bani pentru lichidarea hotărârii judecătorii și pe drepturi financiare în toamnă. Dar în toamnă nu s-a vrut să se facă această decontare, această plată. Și ce s-a făcut cu banii? Banii s-au dat înapoi. Adică au venit la inspectoratul județean, pentru că ruta s-a schimbat, nu mai merge pe la primărie, merge direct la Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar, școală. Și când am fost să cerem, când am arătat sentința judecătorească, a spus, nu știm cine să dea, noi sau primăria. Ordonanța 90 din 6 decembrie 2017 prevede că toate hotărârile judecătorești pe drepturi financiare se plătesc de la bugetul de stat. Este foarte clar, este limpede. În momentul când m-am dus la primărie, atunci mi-a spus, domnule profesor, nu mai putem să facem plata, pentru că plata se va face de la ministerul. Și mi-a pus ordonanța 90 în față. Am spus, ok, ordonanța 90, n-am ce să fac, merg la inspectorat. Și banii au fost trimiși înapoi la minister? Da. Și ministerul nu a comentat în niciun fel. În momentul în care noi am cerut acești bani inspectoratul școlar, inspectoratul a cerut punctul de vedere al ministerului, acel celebru Păunică din Ministerul Educației, Păunică, director în Ministerul Educației pe partea economică financiară, a spus că eu cred că nu trebuie să plătiți dumneavoastră. La care doamna inspector general a cerut, dați-mi un act normativ ca să motivez, să răspund sindicatului cu care suntem în proces. Dați-mi un act. A dat din umeri și a spus, păi n-am. Și atunci cum? Și pe baza a ce? Atât. A ce? De-aia ne-am adresat acum instanței să ne spună, să ne răspundă
Cine face plata? Culmea, avem hotărâre judecătorească, avem sentință. Da? Și totuși nu se plătește. Și ultimile procese pe care le avem, tot pe drepturi financiare, este vorba de plata gradației de merit și a dirigenției, a simultanului și a personalului din unitățile speciale, care nu se face, deși scrie în actul normativ plata gradației, spre exemplu, 25% din salariul de bază, salariul de bază actual, 10% la dirigenție, 10% din salariul de bază, salariul de bază actual. Plata se face la nivelul salariului din 2016. De ce? Ne-am înțeles instanței. Și cu modul de calcul, am aici dosarul pentru, cu modul de calcul, în care cum s-a făcut în EDUSAL, cum este corect să se facă, pe care să-l prezint instanței. De-abia aștept să fiu primit și alături de avocat, să intru și eu, să particip, să-i prezint modul de calcul. Și dacă li se pare, după cum le prezint modul de calcul, când oamenii pierd câteva sute de lei, adică milioane vechi, câteva milioane vechi, le pierd oamenii. De ce? De ce? Practic, îmi cer scuze, nu folosesc un limbaj prea academic, ne-au băgat mâna în buzunar, ne-au furat. Da, o spun cu toată puterea. Câte și cadre didactice au contestat? Deocamdată sunt tot județul care contestă. Dar, deocamdată, avem numai 4 școli, pentru că am vrut să dăm în judecată, nu să le facem, dacă mai țineți minte, odată m-am dus cu roaba. Da. Cu dosare. Am zis să nu mai merg cu roaba cu dosare, mergem cu 4 dosare de la 4 unități școlare pe care le dăm. În situația în care eu cred că avem dreptate 100%, dar justiția e oarbă, așa cum știți, și nu pot să mă aștept la orice. Și atunci, în funcție de sentințe, hotărâri judecătorești pe care le vom avea, imediat dăm drumul la procese pentru întreg județul.